dreptul cu aceeași diafragmă. Mă rog, e neclară pentru că ar trebui să declanșez. Ok, asta mi-indică cu măsura spot. E totuși bizar, nu? Pentru că, în definitiv, aceste două cartoane primesc aceeași cantitate de lumină. Bănuiesc că n-a intrat soarele în nor, între timp nu s-a întâmplat nimic. Dar nu reflectă diferit. Okay. Deci deja ne dăm seama că este o problemă. Hai să vedem altceva. Voi măsura lumina cu un exponometru, de data aceasta, cum se numește? Un exponometru care măsoară lumina care cade pe obiect, lumina incidentă. Îmi spune că pentru o secundă ar trebui să lucrez cu diafragma 11.5. Voi trece în manual și voi face o fotografie cu 11.5 și cu cu timpul de 11.5, am de ales, o să pun pe 14. O să fie 13 sau 14, mă rog. Pe aparat l-am setat din treime în treime și deci nu din